Mineriada lui Ceaușescu din 1977. Greva minerilor din perioada 1-3 august 1977 în Valea Jiului a fost o revoltă împotriva înăspririi condițiilor de muncă și de viață, nu a avut un caracter politic sau împotriva lui Nicolae Ceaușescu. S-a înscris într-o evoluție economică care după anii 70 a îmbrăcat în România unele particularități generate atât de evoluția economiei mondiale, cât și de opțiunea neostalinistă de exercitare a puterii de către Nicolae Ceaușescu. Mai concret, după 1970, partidul a hotărât să revizuiască indicatorii centrali de plan pentru cincinalul 1971-1975 în sensul măririi prevederilor adoptate în 1969 în scopul majorării procentului investițiilor în industrie. Circumscrise acestui obiectiv, cu urmări inevitabile în plan social, au fost o serie întreagă de alte mutații cu efect de bumerang, precum scăderea investițiilor în agricultură, iar în ceea ce ne interesează, creșterea ratei de acumulare, atât prin alimentarea ei din împrumuturi externe, în condiții avantajoase la acea dată, abundența de capitaluri și rate scăzute ale dobânzilor, dar și printr-o politică de diminuare a unor cheltuieli și venituri ale personalului angajat. Context general și revendicări. Folosirea mai multor subterfugii legale pentru reducerea drastică a cheltuielilor în privința personalului angajat este semnalată încă din 1972, cel puțin în Valea Jiului, deci anterior recesiunii economiei mondiale, marcată de crizele din 1973 și 1979. Astfel, remunerarea minerilor, în funcție de realizarea planului, rezultat documentar pentru anul 1972, din interceptarea corespondenței celor care lucrau în zonele miniere. Citez. Să știi că situația la mine s-a făcut foarte rea. A plecat șeful care a fost bun și a venit un altul cu ideile lui. De când a venit acesta, nu se mai face planul. Neîndeplinirea planului se soldează cu rețineri din salariu. Mie pe 16 zile lucrate mi-a reținut 210 lei penalizare. Până în prezent am fost penalizat cu 675 lei din salariu, bani pe care eu nu-i mai iau niciodată. Iar dintr-o altă scrisoare rezultă că, citez, dragii noștri, închipuiți-vă, 322 lei au tras din salariu pentru nerealizarea planului. Am crezut că crap de ciudă. Cu un cuvânt, acesta este salariul cel strălucitor, 800 lei avans și 580 lei salariu. Pentru aceasta n-a meritat să învăț atâția ani. Atâta câștigă și o coafeză. Tare mă necăjește acest lucru. În contextul sus menționat, înrăutățirea stării de spirit în Valea Jiului, în lunile iunie-iulie 1977, a avut drept cauză imediată aplicarea legii numărul 3 pe 1977 privind asigurările sociale pe parcursul desfășurării grevei, exprimându-se și concretizându-se într-un program mai multe revendicări de natură socioprofesională. Legea îi afecta pe minerii pensionari în urma invalidității de gradul 3, caracterizată prin pierderea parțială a capacității de muncă, care pe lângă pensie, fiind încadrați pentru munci ușoare, sau cu o jumătate de normă, obțineau și salarii. Conform noii legi, cei pensionați nu mai aveau dreptul să obțină câștiguri mai mari decât cele obținute anterior pensionării. Concret, dacă înainte de pensionare, minerul avea un salariu de 5.000 lei, iar după pensionare obținea ipotetic 5.000 pensie și 2.000 salariu, depășea 5.000, el nu mai avea dreptul la aceste câștiguri și trebuia să aleagă ori pensie, ori serviciul pe care l-avea în acea perioadă. Același proiect de lege ridica limita pentru vârsta de pensionare de la 50 la 53 ani, fapt ce a condus la amplificarea stării de spirit de nemulțumire a minerilor. Situația din Valea Jiului nu a diferit, într-un mod particular, de realitățile românești din anii
1970, doar că o permanentă lipsă de personal muncitor și, în consecință, suplinirea acestuia, prin zile de lucru, sâmbăta, care ulterior nu erau remunerate, dar și o concentrare a acestuia într-un mediu urban, a cărui dezvoltare era mult mai redusă decât ritmul industrializării și, nu în ultimul rând, un spirit gregar mult mai bine coagulat, au făcut ca, într-un mod spontan, exprimarea nemulțumirilor să se transforme în revoltă deschisă. De altfel, conținutul cererilor formulate în programul citit lui Nicolae Ceaușescu pe 3 august se apropie mai mult de nemulțumirile și revendicările proprii anilor 50 în țările comuniste central-europene decât de manifestările de disidență afirmate la începutul anului 1977. 1. Reducerea programului de lucru la timpul de 6 ore pe zi. 2. Pensionarea minerilor la vârsta de 50 ani, limita maximă. 3. Să nu se adopte în niciun caz lucrul în acordul global. 4. Să se mențină deciziile de pensionare privind gradul de invaliditate numărul 3 cu respectarea drepturilor din trecut, adică până la data de 1.7.1977. 5. Reducerea planului de producție la nivelul centralei cărbunelui Petroșani, proporțional cu forța vie activă productivă. 6. Sistarea abuzurilor de funcție prin control inopinat, exercitat de organele de stat și de partid la nivel de minister. 7. Să nu se ridice costul alimentelor odată cu creșterea salariilor, se poate face acest lucru cu o perioadă de întârziere sau într-o mai mică măsură față de creșterea reală a salariilor. Revenind asupra punctului numărul 1 din programul sus numit, cerem cu insistență reducerea programului de lucru la 6 ore pe zi, începând cu data de 4 octombrie 1977. 8. Dorim ca, în niciun caz, să nu se adopte represiuni de natură morală, fizică sau de alt gen asupra delegației reprezentative, cât și asupra celor care au luat cuvântul înaintea sosirii dumneavoastră, tovarășe secretar general, în incinta exploatării miniere Lupeni. 9. În urma revendicărilor sus numite de către tovarășii noștri de muncă, de la exploatarea minieră Aninoasa, cerem să fie eliberați toți cei care au fost reținuți de către organele de ordine. 10. Cerem cu insistență ca întreaga demonstrație pașnică a minerilor din Valea Jiului să fie dată publicității la radio și televiziune. Acestea au fost doleanțele exprimate în scris pentru a fi prezentate dumneavoastră. Sperăm din toată inima ca aceste revendicări să fie satisfăcute integral. 11. Cerem reducerea reală a personalului tehnico-ingineresc și administrativ în toate exploatările miniere și introducerea personalului ingineresc în producție ca cel puțin să lucreze efectiv 4 ore în producție. 12. Asigurarea locului de muncă pentru femei, crearea de noi locuri de muncă pentru femei. 13. Asigurarea reală și nepărtinitoare a asistenței medicale în toată Valea Jiului. 14. Sistarea penalizărilor la salariile în regie. 15. Calcularea pensiilor de bătrânețe cu coeficient de procentaj, cel stabilit prin lege până la data de 1.7.1977. 16. Calcularea retribuției de 2% la pensia de bătrânețe cu procentajul stabilit până la data de 1.7.1977. 17. Să se respecte exercitarea forței de muncă a individului în orice întreprindere minieră prin transfer cu articolul 11a. Desfășurarea evenimentelor. La data de 1 august 1977, circa 50 de muncitori de la mina Aninoasa
au refuzat să intre în subteran până la venirea unui activist din cadrul Comitetului Municipal de Partid și a conducerii centralei Cărbunelui Petroșani, lor alăturându-li se alți 100 de pensionari cu grupa a treia de muncă din orașul Lupeni, în final aceștia hotărând să se deplaseze la București pentru a fi lămuriți mai bine în privința noii legi și a-și susține drepturile. La Lupeni, în dimineața zilei de 2 august 1977, organele locale de partid și conducerea minei au încercat inițial să discute cu minerii care intenționau să plece la București. Pe fondul atitudinii arogante a contabilului șef Nicolae Gomoi, care le-a replicat minerilor că după el nu le-ar da nici 5% din salariu, peste care s-a suprapus și înșelarea încrederii minerilor de către Clement Negruț, în momentul în care grupul de mineri, care se hotărâseră să plece la București, ajuns la poarta a doua a minei Lupeni, a afirmat. Citez. Stați aici, că dau eu telefon la Ceaușescu la București. Deși inițial li se comunicase că, prin telefonul de la poartă, nu se poate vorbi cu Ministerul Minelor sau Comitetul Central, a izbucnit revolta deschisă. Echipa venită de la organele locale de partid și centrala minieră s-a retras la Consiliul Popular Lupeni, de unde primul secretar al Comitetului Petroșani a comunicat la CC al PCR din București că situația a devenit gravă și nu mai poate fi stăpânită pe plan local. Fără a-l informa pe Nicolae Ceaușescu, aflat la Neptun, unde purta discuții cu Santiago Carillo, secretarul general al PC spaniol, Manea Mănescu, primul ministru de atunci, a hotărât formarea unei comisii în fruntea căreia s-au aflat Ilie Verdeț, prim-viceprim-ministru, Gheorghe Pană și Constantin Băbălău, care să se deplaseze în Valea Jiului. După o ședință ținută la Petroșani, comisia s-a deplasat la Lupeni, unde Constantin Băbălău a fost primul oficial care a încercat să poarte un dialog cu minerii, însă fără rezultat. Obstinența cu care a fost solicitată însă prezența secretarului general al partidului s-a datorat nu numai intenției inițiale ca delegația minerilor să poarte convorbiri cu acesta, dar mai ales neîncrederii în Ilie Verdeț, neagreat de către mineri. Verdeț, la o ședință anterioară, ținută la Lupeni, atunci când un miner a cerut să li se dea carne și slănină, deoarece nu pot munci în mină cu cartofi și varză, acesta i-a răspuns: mai întâi cărbune și după aceea carne și slănină. Moment din care minerii i-au purtat pică. De altfel, Ilie Verdeț, Gheorghe Pană, Clement Negruț și Ghinea, cu excepția lui Constantin Băbălău, au fost sechestrați în ghereta pasnicului de la poarta numărul 2, pentru ca, ulterior, Ilie Verdeț să fie transferat la Palatul Culturii din Lupeni, de unde Nicolae Ceaușescu a putut fi contactat mai ușor în jurul orei 16 din 2 august 1977. În noaptea zilei de 2 august 1977 au ajuns la Lupeni minerii de la exploatarea minieră Paroșeni cu Constantin Dobre în frunte. Acesta a fost cel care a avut prezența de spirit de a sintetiza solicitările minerilor într-un program coerent de revendicări și de a constitui un comitet de grevă. Al doilea moment demn de menționat, în ceea ce îl privește pe acesta, l-a constituit intervenția plină de curaj din ziua următoare pe lângă Nicolae Ceaușescu, în momentul în care acesta a început să respingă chiar prima dintre revendicări, atrăgându-și huiduielile minerilor. Venit pe 3 august în Valea Jiului, Nicolae Ceaușescu a fost surprins de amplitudinea acestei manifestări de revoltă, ulterior, propaganda oficială prezentând distorsionat evenimentul drept o vizită de lucru cu activul de partid, consacrată analizei la fața locului, cu cadrele de conducere și oamenii muncii, asupra felului cum acționează, pentru aplicarea hotărârilor în acest sector al industriei, ca și asupra unor deficiențe din activitatea de producție și socială. Reacția securității. În ziua declanșării grevei,
2 august 1977, nu s-a acționat în forță asupra protestatarilor, securitatea desfășurând pentru început doar munca de culegere a informațiilor și pentru asigurarea unor puncte strategice de la exploatarea minieră Lupeni. De asemenea, în seara zilei de 2 august 1977, în conformitate cu ordinul tovarășului prim-adjunct al Ministerului de Interne, general-locotenent Nicolae Pleșiță, au fost luate măsuri informativ-operative pentru asigurarea securității tovarășului secretar general Nicolae Ceaușescu, măsuri întreprinse în mod curent în localitățile în care se desfășurau vizite de lucru, ceea ce nu a exclus folosirea ulterioară a informațiilor culese de rețeaua informativă în timpul desfășurării întrevederii cu protestatarii în scopuri represive. Datorită atmosferei tensionate, în noaptea de 12-3 august au fost deplasați în Valea Jiului 160 de ofițeri și subofițeri de la Inspectoratul Județean Hunedoara și un număr de 700 de ofițeri și subofițeri de securitate și miliție din județele Gorj, Dolj, Caraș-Severin, Arad, Alba Iulia și Sibiu. S-a constituit un comandament de coordonare a activității de securitate și miliție condus de general-locotenent Nicolae Pleșiță, din care au făcut parte general-major Emil Macri, șeful direcției a doua, colonel Gheorghe Simon, șeful Inspectoratului Județean Hunedoara al Ministerului de Interne, colonel David Golea, șeful Securității Județului, colonel Sabin Popa, șeful Miliției Județene. Pentru asigurarea unei bune operativități la Petroșani și în celelalte întreprinderi miniere, Dâlja, Livezeni, Lonea, Petrila, Aninoasa, Vulcan, Paroșeni, Lupeni, Bărbăteni și Uricani, au fost organizate grupe operative. Înlocuind controlul prescriptiv cu acela restrictiv, începând din 1962, securitatea a trecut de la măsuri bazate pe violență la măsuri persuasive și preventive. O altă mutație în politica penală are loc chiar în anul 1977, dictată tot de un anumit context internațional. După afirmația în cadrul Conferinței Naționale a Partidului Comunist Român din 1977, făcută de Nicolae Ceaușescu, că nu se mai comit infracțiuni contra securității statului și, în consecință, nu mai există infractori politici, întrucât nu se mai puteau instrumenta condamnări cu caracter politic, uneltire contra ordinii sociale, s-a trecut ca practică a asigurării controlului asupra societății și indivizilor care contestau măsurile și conducerea partidului la invocarea potențialelor infracțiuni de drept comun pentru care miliția sau procuratura puteau începe efectuarea actelor procesuale și procedurale arestării preventive și trimiterii în judecată. În concordanță cu inaugurarea acestei practici, mai trebuie precizat că represiunea nu trebuie privită numai ca scop în sine, mijloc de persoasiune a difuzării fricii, fără întocmirea de mărturii scrise, care să atragă proteste internaționale, întrucât, nu e așa, în România nu mai existau infractori politici, pentru că nu se mai comiteau infracțiuni contra securității statului. Declanșarea unei vaste operațiuni de verificări și reverificări prin anchete întreprinse inopinat, care uzau fizic și mai ales psihologic pe cei care au participat mai evident la evenimente, s-a circumscris temerii conducerii partidului că revolta a fost declanșată de factori externi. Până foarte târziu, Constantin Dobre a fost urmărit pentru a se definitiva dacă a acționat pe baza unei acțiuni organizate anterior evenimentului de la Lupeni. Victor Apostu, fostul inginer șef de la Aninoasa, relatează perfect istoria intimidărilor la care au fost supuși minerii participanți la grevă. Citez: "Nu m-au lovit niciodată, dar în 3 luni de zile am albit, mă intimidau. Încercau să mă intimideze. Eram mereu urmărit. Nu mă lăsau deloc în pace." Pe de altă parte, minerul Octavian Dumitru,
povestește că, la 2 săptămâni după grevă, o Dacie neagră a venit după el și l-a transportat la Petroșani, unde a ajuns în camera de anchetă a securității. Era doar începutul, pentru că, în total, am fost chemat la securitate de 15 ori, am fost luat de păr și, dat cu capul de pereți, mi-au fost strânse degetele la ușă. Verificarea angajaților. Acestei noi direcții îi se aliniază și modalitățile operative puse în practică în Valea Jiului, care au vizat întocmirea de tabele nominale în ordine alfabetică pe fiecare instituție și, implicit, verificarea unui număr de 45.277 salariați, din care un număr de 3.095 de persoane figurau cu antecedente penale, 2.416 fiind angajați ai întreprinderilor carbonifere. Asupra unora s-au întreprins măsuri de atenționare sau avertizare, alții au fost cercetați, determinând 197 să părăsească Valea Jiului imediat după zilele de 3-4 august. La momentul respectiv se constata că dintr-un total de 22.637 de angajați, 1.883 aveau antecedente penale, persoane care au fost verificate atât la locul de muncă cât și la domiciliu, întocmindu-se raport pentru fiecare, cu privire la faptele pentru care au fost condamnați, comportare în serviciu, familie și societate, precum și asupra legalității formelor de domiciliere. Cu ocazia acțiunilor organizate în toate localitățile din zonă, pentru identificarea și prinderea elementelor infractoare, au fost identificate un număr de 50 de persoane care, neputându-și justifica prezența, pe raza municipiului Petroșani au fost înlăturate și trimise la locurile de domiciliu. Îndepărtarea elementelor cu antecedente penale a fost întreprinsă nu numai în contextul schimbării politicii penale, dar și în eventualitatea în care influențarea pozitivă sau alte măsuri menite să obtureze exprimarea nemulțumirilor față de politica și conducerea partidului erau susceptibile a nu avea vreun efect. Ulterior, s-a evitat angajarea unor persoane cunoscute cu antecedente penale care se prezentau pentru angajare la minele din Valea Jiului, fiind făcute propuneri pentru a se declara orașe închise, mai ales a celor cu unitățile industriale de importanță deosebită, ori în zonele de frontieră. Măsuri luate de autorități. Oficial au fost arestate și condamnate 10-15 persoane doar pentru infracțiuni de drept comun și acte de dezordine publică propriu-zisă și s-a evitat încadrarea în muncă a celor cu antecedente penale. În cursul măsurilor întreprinse, cu ocazia evenimentelor din Valea Jiului, s-au documentat și trimis în judecată și un număr de 97 dosare cu cauze penale privind diferite infracțiuni economice și judiciare. În privința minerilor, afectați direct de măsurile securității, au fost avertizate pentru manifestări ostile și activitate tendențioasă în timpul și după evenimente, un număr de 96 de persoane, atenționate 403 de organele de securitate, iar pe linie de miliție s-au aplicat 460 de avertismente milițienești în privința membrilor de partid despre care informatorii au semnalat că au avut o comportare și o atitudine necorespunzătoare. În această situație s-au aflat peste 60 membri de partid, au fost informate comitetele orășenești și Comitetul Municipal de Partid Petroșani. În perioada 2 august-30 septembrie 1977, au fost angrenate în rezolvarea misiunilor încredințate toate mijloacele muncii speciale de securitate și miliție, în scopul descoperirii scrierilor ascunse și dușmănoase, au fost întrebuințate mijloacele tehnice de verificare a unor persoane, filajul, folosirea mijloacelor criminalistice și de fotografiere, precum și asigurarea permanentă a legăturilor de comunicare telefonice și de radio pentru realizarea unei activități mai eficiente. Numai pe linia compartimentului S au fost confiscate 3371 de scrisori expediate de elemente,
care au făcut diferite comentarii negative cu privire la evenimentele ce au avut loc în Valea Jiului. Peste 90 de elemente au fost puse în filaj, iar materialele obținute au contribuit, efectiv, la probarea juridică și demascarea suspecților. Pentru a se evita recoagularea unor eventuale nemulțumiri, conform indicațiilor verbale de la Ministerul Muncii, legea pensiilor, republicată în buletinul oficial din 6 august 1977, putea fi studiată individual, fără a se prelucra în colectivele de muncă, lămuriri în privința ei, fiind date și în ziarul Scânteia din 7 august 1977. Din perspectiva prevenirii și stopării propagării evenimentelor și revendicărilor din Valea Jiului în restul țării, activitatea miliției și securității a avut efect. O consecință a lipsei de forță de muncă din Valea Jiului, datorată în parte trecerii la program de lucru de 6 ore și, implicit, desfășurarea activității în 4 schimburi, nu în 3, opțiunea unor pensionari cu gradul 3 de invaliditate doar pentru încasarea pensiei, a constituit o înființare a unui departament de muncă format din militari la Petroșani, supravegheat la rândul său de o unitate de contrainformații militare. În rândurile acestora s-au înregistrat cazuri de refuz al muncii în subteran, dezertări sau accidentări voite. Urmări și consecințe imediate. La sfârșitul grevei, deși minerii nu îl acceptau pe Ilie Verdeț, acesta a fost numit de Nicolae Ceaușescu în fruntea Comisiei Guvernamentale pentru rezolvarea solicitărilor minerilor și nu Constantin Bălălău. Tot conform dispoziției lui Nicolae Ceaușescu, Comisia Guvernamentală a constituit subcomisii pe domenii medicală, economică, socială, politică, de partid, sindicat, poliție, care au executat sarcinile stabilite de Ilie Verdeț, rămas în Valea Jiului. În privința solicitărilor propriu-zise ale minerilor, ele au fost rezolvate parțial. S-au respectat promisiunile privind programul de 6 ore, 4 schimburi pe zi, masa gratuită la intrarea în schimb, construirea de cămine pentru nefamiliști, cantine, înființarea unor întreprinderi, Țesătoria Lupeni, confecții Vulcan, Tricotaje Petroșani, care au asigurat locuri de muncă pentru femei. În schimb, s-a recurs la o altă măsură pentru a reduce în mod mascat cheltuielile salariale și în multe cazuri a fost anulată pensia de gradul 3, iar muncitorii au fost încadrați în alte grupe de către o comisie medicală. Cât despre aspectul legal, puterea executivă a falsificat legislația conform intereselor sale după greva minerilor, circulând două versiuni ale aceleași legi privind asigurările sociale de stat și a asistenței sociale. Eleodor Focșăneanu a explicat acest fals intelectual prin grija conducerii de partid și de stat de a nu lăsa impresia că textul legii a fost amendat sub presiunea grevei, ceea ce a condus la publicarea versiunii modificate, ca și cum ar fi fost, de la început, adoptată în forma finală. Astfel, legea numărul 3 din 30 iunie 1977, privind pensiile de asigurări sociale și de stat și asistență socială, a fost adoptată de Marea Adunare Națională și publicată în buletinul oficial numărul 61 din 8 iulie 1977. Ulterior, ea apare din nou în buletinul oficial numărul 82 din 6 august 1977, cu același număr și aceeași dată, dar cu numeroase modificări, față de textul publicat imediat după adoptare. Pe termen lung, efortul susținut de plată a datoriilor externe, cu efecte asupra fondului de acumulare pentru investiții și retehnologizări industriale, au condus la uzitarea altor artificii pentru a face față crizei de sistem. Măsura care a marcat, așa cum a observat Aneli Uite Gabani, ruperea pactului social între puterea politică și societate a fost legea privind retribuirea în acord global și în acord direct
a personalului muncitor, prin care salariile minime nu au mai fost garantate, privându-i pe muncitorii români de un venit minim garantat, care se ridicase anterior la 80% din venitul lor obișnuit, guvernul a înlăturat un element al legislației socialiste, considerat fundamental în mai toate țările socialiste. Mai mult, acesta contravine ideii tacit respectate în țările comuniste, potrivit căreia regimul, care i-a privat pe manageri și muncitori de puterile decizionale reale, garantează un venit minim, indiferent de rezultatele activităților economice. O serie de legi care au diminuat veniturile salariale reale, cumulate cu o creștere treptată a prețurilor, începând din 1978, cu raționalizarea produselor de bază, au determinat ruperea pactului social între partidul stat și muncitori și au avut ca rezultat firesc contestarea partidului și a secretarului general. La o distanță de 10 ani, revolta de la Brașov, 1987, a reliefat într-adevăr trecerea de la cererile economice la contestarea politică a sistemului comunist, chiar dacă scandările anticomuniste Jos Ceaușescu, Jos cu epoca de aur, Jos tiranul, Jos dictatorul nu s-au ridicat la statutul de revendicări politice coagulate și fundamentate într-un program. Moment al unei evoluții economico-sociale, fără să fie avut un caracter politic, având un program revendicativ foarte clar, revolta minerilor din august 1977 ne sensibilizează astăzi prin curajul minerilor de a fi rupt cordonul tăcerii majoritatea populației, aflând despre ea de la postul de radio Europa Liberă.